Bine ați venit la Medicast! Purtăm astăzi dialoguri sănătoase cu domnul dr. Ionuț Doraș, medic specialist gastroenterologie, șeful secției de endoscopie din cadrul Spitalului Medicover. Bună ziua! Bună ziua! Discutăm despre endoscopia digestivă superioară astăzi și dacă puteți să ne explicați ce este această investigație. Endoscopia digestivă superioară este o explorare invazivă care constă în introducerea unui aparat numit endoscop prin gura pacientului pentru vizualizarea tubului digestiv superior, adică esofag, stomac, duoden. Acest endoscop este un instrument flexibil care permite atât diagnosticarea, cât și în anumite situații tratamentul anumitor afecțiuni de la nivelul organelor explorate. În ce caz pacienții primesc indicație pentru această investigație? În general, endoscopia digestivă superioară se recomandă la pacienții care au simptome legate de digestie cu accent pe, să zic, popular vorbind, probleme de aciditate, așa. De obicei, când există ceea ce numim simptome de alarmă, adică fie anomalii la nivelul analizelor de sânge, fie vărsături repetate, scădere în greutate. Sunt foarte mulți oameni care au simptome de reflux gastroesofagian, de exemplu, asta înțelege toată lumea, presupun ce înseamnă, sau de așa, reprezentând practic un procent aproape semnificativ din populație, cred că vorbim de 20-25% care au simptome măcar ocazional. Și vă dați seama că nu putem indica această procedură la un număr atât de mare de oameni, nu este necesar. Oricum, da. Pentru că în general se recomandă celor care au simptome rebele, care nu răspund deloc la tratament și atunci trebuie să ne lămurim de ce lor le e mai rău decât altora, cărora să zicem că dacă le dai niște pastile se simt semnificativ mai bine și atunci nu au nevoie să... Nu au nevoie de investigație. Da. Ce presupune această investigație înainte să o facem pentru pacient? Pacientul trebuie să fie complet nemâncat în ziua respectivă și să nu fi băut apă cu 2-3 ore înaintea procedurii. Da? Țin să subliniez ceva cu un aspect practic care ne confruntăm frecvent, că chiar și pentru procedurile care se efectuează târziu, așa, în multe formulare de pregătire scrie că pacientul trebuie să fie nemâncat cu 6 ore înainte. În realitate, dacă vorbim de procedura făcută în ziua respectivă, contează foarte mult ce am mâncat și când am mâncat și ideal este totuși să nu fi mâncat deloc în ziua respectivă. Spun asta pentru că avem frecvent pacienți care vin să opună la ora 4 sau la ora 5 și care au mâncat o masă mai consistentă la ora 8 ca să nu le fie foarte foame, deci lucru 8 ore înainte și găsim stomacul plin cu mâncare. Există foarte, și atunci sigur că explorarea este eșuată și deci este foarte important că dacă totuși pacientul face explorarea mai pe seară, ultima masă să fie foarte devreme și să fie foarte lejeră, asta însemnând chestii care se digeră ușor, nu, asta înseamnă în principal nu materie vegetală, adică lactate, mai degrabă pâine, chiar o bucată de carne este preferabilă unei salate. Contrar a ceea ce cred oamenii și același lucru este valid și pentru colonoscopie, materia vegetală se dizolvă în corp mult mai greu decât se dizolvă o bucată de brânză sau altceva. E și logic cumva dacă ne gândim un pic, pentru că conține foarte multe fibre nedigerabile, de aia se și recomandă că ajută la transmisia. Dar pentru efectuarea acestor proceduri endoscopice nu este bine, nu ne ajută pe noi. Nu ne ajută. Și care ar fi o masă recomandată de dumneavoastră pentru... V-am spus, iaurt, chiar o bucată de carne, un ou, sigur, tot așa, este de volum mic, de satură, așa. Și repet, cu 7-8 ore înaintea procedurii, preferabil, nu cu 6. Și repet, ideal, dacă omul ar putea să nu mănânce nimic în ziua respectivă, ar fi cel mai bine. Dar ce se întâmplă cu pacienții care au medicamente de luat? N-ai nicio legătură luată medicamentelor cu efectuarea endoscopiei. Pacienții pot lua, în primul rând, ca să înțelegem, de principiu, în medicină și valabil pentru orice procedură pentru care vin pacienții, nu ai dreptul ca medic să oprești un tratament prescris de un alt medic
fără avizul medicului respectiv, pentru că nu ai cunoștințele și... Când e vorba de o cu totul altă specialitate. Bineînțeles. Da? Deci pacienții trebuie să-și ia tot timpul tratamentul uzual cu o mică gură de apă. Da? Cu 2-3 ore înaintea procedurii poate să facă lucrul ăsta fără niciun fel de problemă. Dar medicamentele trec repede prin stomac și nu e o problemă. Anumite, în vederea anumitor manevre, gen biopsii sau altceva, poate să fie nevoie de sărirea unei doze de anumite tipuri de medicamente, cum ar fi anticoagulantele, cele care subțiază sângele, pentru că atunci dacă poate exista un risc de sângerare, dar asta trebuie discutat de pacient în funcție de medicamentul despre care este vorba. Ideal trebuie discutat un pic înainte, pentru că recomandările sunt diferite în funcție de tipul de medicament și în funcție de motivul pentru care pacientul ia medicamentul respectiv. Asta trebuie discutat în anamneză, înainte să fie recomandată endoscopia. Da, da, de către medicul trimițător sau cel care face procedura. Da? Dar în principiu nu recomandăm întreruperea lor niciodată cu de la sine putere. Cum unii pacienți iarăși fac, din păcate, pentru că vorbim de, în principal, tratament al căror rol este să împiedice sau să scadă riscul unor evenimente cardiovasculare majore, cum ar fi un infarct sau un accident vascular cerebral, care, cum să spun, sunt lucruri serioase. Sunt lucruri serioase, adică poți să rămâi paralizat sau ceva. Deci nu trebuie umbla la aceste tratamente fără avizul clar al medicului, da? Am înțeles. Și nici la alte tratamente în general. Corect, corect. Din punctul de vedere al pacientului, printre care mă număr și eu, când vorbim despre endoscopie, ne gândim, wow, să fac sau nu cu anestezie, cum o să mă simt, o să mă doară, care este disconfortul. Deci, endoscopia digestivă superioară, în forma ei uzuală de diagnostic și așa, nu este o explorare lungă, durează cam 3-4 minute. Nu este absolut deloc dureroasă, dar este foarte neplăcută. Neplăcut este cuvântul potrivit. Pacientul nu simte durere, dar pacientul are una la mână un reflex de vomă care îl face să icnească în tot timpul procedurii. Da, nu doare, doar că e ca și cum vomiți și... Te simți rău. Da, exact. Variabil, majoritatea nu... Unii pot să se controleze mai bine și icnesc mai puțin, asta e principalul fenomen, a zice alții, așa. Și sigur că este o senzație neplăcută. Uneori oamenii au un moment de panică, în primele secunde cât trecem cu aparatul de gât, poate să le se pară că nu poate să respire bine sau nu știu ce, și atunci intră în panică, mai ales dacă sunt un pic anxioși, și recomandăm ca procedura se facă sub anestezie, da? Practic, cele două mari variante sunt efectuarea procedurii doar cu anestezie locală cu xilină, este ceea ce se folosește și la stomatologie. Dăm cu un spray cu xilină în fundul gâtului, ceea ce amorțește un pic locul, pentru că reflexul de vomă e dat în principal de frecarea aparatului și de faptul că îl simți în gât, pentru că mai jos nu îl simți propriu-zis, așa cum nu simți că mâncarea ți-a trecut în esofag sau în stomac, decât, nu știu, foarte rar sau dacă ești foarte atent, altfel nu sunt, pentru că inervația acestor organe nu este de același fel. Dacă avem parte de endoscopie și colonoscopie în același timp, cel mai bine este cu anestezie sau fără? Colonoscopia, din punct de vedere, n-ar trebui făcută fără anestezie deloc și atunci, automat, dacă ești anesteziat pentru colonoscopie, te mai trezește nimeni, da, ca să-ți facă endoscopia fără anestezie, că doar trezirea durează, da, 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 mai mult. Deci, așa, simplă endoscopie superioară, deci se poate face și foarte bine cu anestezie, mai ales la pacienți tineri, mai ales la pacienți anxioși. Vârstnici au tendința să suporte disconforturi de genul ăsta mult mai bine decât tinerii și la anestezia locală sau o minimă anxioliză sunt uneori suficiente. E că anestezia în endoscopie se face cu niște substanțe, nu e anestezie la fel de profundă ca și anestezia generală care se face în cadrul operațiilor, se face cu niște substanțe care se elimină destul de repede din corp și pacientul stresează destul de repede pe procedură, dar pot rămâne anumite, să le zicem, after effects care să persiste și în cursul zilei respective. Pacientul oricum nu are voie, reflexele rămân un pic încetinite, nu are voie să conducă mașina, nu are voie să plece neînsoțit, na. Deci trebuie să pregătească cu un însoțitor. Cu un însoțitor și să, da, și să nu conducă mașina în ziua respectivă, să nu semneze acte importante, să nu...
Am înțeles. Ce relevă endoscopia? Ce descoperiri putem face? Cele mai frecvente boli care le diagnosticăm sunt cele legate de esofagita de reflux. Eventualele ei complicații, există o condiție numită esofag Barrett în care mucoasa esofageană este înlocuită cu un alt tip de mucoasă și care are un foarte mic risc de cancerizare pe termen lung și la cei pacienți care au esofag Barrett, care se diagnostichează prin biopsie, se recomandă o supraveghere endoscopică periodică, dar destul de lax, să vorbim de intervale de 3-5 ani, doar dacă au așa ceva. Iar la stomac, cele mai frecvente lucruri care le găsim sunt ulcerul gastric sau duodenal, de departe pe loc întâi ca și frecvență. Gastrite asociate infecției cu Helicobacter pylori. Dar aici, iarăși, să înțelegem, statistic vorbind, prevalența infecției cu Helicobacter pylori în România este cam de 50%. Cu alte cuvinte, jumătate din populație sunt purtători acestei bacterii. Ea reprezintă într-adevăr factorul principal cauzator al ulcerului gastroduodenal, astfel încât diagnosticarea și eradicarea ei de obicei duce la dispariția bolii ulceroase, adică pacienții după ce au scăpat de Helicobacter nu mai fac ulcer, și reprezintă și, să zicem, factorul principal de apariția cancerului gastric. Dar să ne înțelegem, cancerul gastric este o boală rară, cel puțin în România. Adică probabil că din toți cei, nu știu, 10 milioane de oameni care au Helicobacter doar la noi în țară, unul la câteva sute ajunge să facă ulcer de la această infecție și unul la câteva mii sau zeci de mii ajunge să facă cancer gastric de la infecția cu Helicobacter. La majoritatea pacienților, prezența acestei bacterii dă o formă de gastită cronică, adică, o să zicem, ușoară inflamația mucoasei, dar care cel mai adesea este asimptomatică, că vă dați seama intuitiv că jumătate din populația și țări nu are simptome legate de digestie neapărat, dar și mulți dintre cei care au simptome nu au infecție cu Helicobacter, adică corelația de cauzalitate nu este una directă și strictă, da? Care sunt beneficiile pacientului care vine la dumneavoastră pentru endoscopie superioară? Oferim efectuarea procedurii în orice variantă și-o dorește pacientul, inclusiv cea cu anestezie profundă, administrată de medic anestezist. Tot ceea ce folosim la, nu știu, dacă prelevăm un test de Helicobacter cu pensă bezu, sunt doar instrumente de unică folosință. Echipamentul este unul Olympus de ultimă generație. Oferim înregistrarea video a procedurii, de asemenea. Avem program și de decontare prin ceasă. Adică dacă pacientul vine cu bilet de trimitere la medicul de familie, procedura este gratuită. Avem toate condițiile pentru a efectua o procedură concludentă, de a face orice fel de diagnostic este necesar. Și, bineînțeles, există cazuri și care necesită proceduri intervenționale, ceea ce numim endoscopie terapeutică, dar asta este deja pe un alt nivel, pentru că, de exemplu, o procedură endoscopică, nu știu, de rezecția unui polip gastric mare, de 2-3 cm, există și polip gastric, dar de obicei sunt benigni, spre deosebire de cei de colon. În anumite cazuri particulare pot pune probleme, dar pot reprezenta, de exemplu, o cauză de anemie, de sângerare cronică sau așa. Alea se fac în condiții speciale, adică pacientul este de obicei intubat, se face în bloc operator, pentru că există risc de aspirație, procedura poate să dureze și o oră sau două, și asta nu se pot face în cabinet. Dar se fac aici în spital? În spital, în bloc operator, la etajul 9. Suntem la etajul 2. Am înțeles. Vă mulțumesc mult de tot. Plăcere. În cazul în care avem nevoie de o endoscopie digestivă superioară, trebuie să știm că pregătirea contează pentru reușita ei. Pentru o viață sănătoasă și fericită. Pe curând!